Un preot a murit, iar altul a fost luat cu elicopterul și dus la București. Totul în urma unui accident produs de un tânăr de 18 ani, fără permis, care tocmai își cumpărase mașina, deci era pentru prima dată când o conducea. Accidentul, deosebit de grav, a avut loc pe o stradă din orașul Costești. Tânărul care conducea pentru prima dată mașina a intrat pe contrasens și a izbit în plin un autoturism cu remorcă în care se aflau doi preoți de la două biserici din Costești. Ambele mașini au fost complet distruse. Mai multe echipaje de la pompieri, poliție și ambulanță au ajuns la locul accidentului, iar drumul s-a blocat. Ieri secție de pompieri Costești, detașamentul de pompieri Pitești, au intervenit la un accident rutier produs între două autoturisme, dintre care au rezultat trei victime, care din păcate una dintre ele a fost declarat decesul. Cealaltă, conducătorul unui autovehicul, a fost transportat cu un elicopter smurt la unitate spitalicească, iar cealaltă, conducătorul auto, a fost transportat cu un echipaj la spital. La fața locului s-au asigurat măsuri PSI și s-a acționat pentru descarcerarea și extragerea victimei care, din păcate, a decedat. Pasagerul din dreapta mașinii lovite, preot la Biserica Zorile din Costești, a murit pe loc. Pentru al doilea și el preot, dar la Biserica Telești, a fost chemat un elicopter smurd care l-a dus de urgență la spital. Asta după ce pompierii au tăiat efectiv mașina în bucăți pentru a-i scoate. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru vătămare corporală din culpă.